De Paștele Blajinilor, polițiștii din Isporeni vor fi cu ochii pe cetățeni. Astfel, în zilele de 6, 7 și 8 iunie, 60 de angajați ai Inspectoratului de Poliție în Isporeni vor asigura ordinea publică, dar și respectarea măsurilor de prevenire a infecției cu COVID-19. Toți oamenii care vor merge la cimitire vor trebui să țină cont de mai multe reguli impuse de către autoritățile statului. Toate cele 49 de cimitire din raionul Nisporeni vor fi supravegheate de oamenii legii pentru a fi respectate regulile de protecție a COVID-19. De asemenea, și slujbele religioase vor fi monitorizate. În zilele de 6, 7 și 8 iunie 2020, menținerea ordinii publice în timpul desfășurării Paștelui Blajinilor de către angajații poliției Nisporeni va fi asigurată de către 60 de angajați. Totodată vor fi 3 echipaje mobile care vor monitoriza buna desfășurare a slujbilor. Persoanele care vor merge la cimitire pentru a pomeni răposații vor trebui să poarte obligatoriu mască de protecție și să păstreze distanța socială. De asemenea, lângă morminte nu se permite aflarea în grupuri mai mari de 3 persoane, iar acestea trebuie să stea un termen cât mai scurt. Totodată este interzis consumul de alimente și băuturi pe teritoriul cimitirelor. Inspectoratul de Poliție Nisporeni intervine cu rugămintea ca organizatorii să informeze vizitatorii cimitirilor despre hotărârea numărul 13 din 29 mai 2020 și măsurile care sunt impuse. Organizatorul va asigura și va informa vizitatorii despre respectarea distanței de cel puțin un metru, despre neadmiterea persoanei în interiorul cimitirilor fără măști și totodată neadmiterea consumului băuturii alcoolice și a mâncărilor la morminte. Vizitatorilor le recomandăm să evite aglomerarea, iar la mormânt să fie mai mult de 3 persoane. Totodată, igienizarea mâinilor cu soluții de alcool, respectarea etichetei tusei și strănutului. Polițiștii vor fi prezenți și pe toate traseele din raionul Nisporeni pentru monitorizarea și fluidizarea transportului, în scopul prevenirii accidentelor rutiere, dar și a depistării vitezomanilor sau a celor care conduc în stare de ebrietate. Totodată vor fi incluse și 2 mașini de patrulare în care vor monitoriza și vor efectua raiduri pe teritoriul raionului Nisporeni. În timp ce oamenii se pregătesc să meargă la cimitire, reprezentanții Ministerului Sănătății au declarat în cadrul unei conferințe de presă că intenția lor de a interzice celebrarea Paștelor Blajinilor a fost întâmpinată cu nesupunere de Mitropolia Moldovei. Astfel, epidemiologii rămân în continuare pe poziția ca oamenii să rămână acasă de Paștele Blajinilor. Ne-am pronunțat împotriva petrecerii Paștelor Blajinilor. Ați văzut scrisorile de nesupunere care au venit din partea Mitropoliei Moldovei. Să nu permitem desfășurarea activităților legate de Paștele Blajinilor și pomenirea celor plecați în lume, celor drepți. Din păcate, biserica nu ne-a auzit și noi rămânem pe poziția ca populația să rămână masiv acasă. Și ministra Sănătății, Viorica Dumbrăveanu, a venit cu îndemnul către cetățeni să se abțină de a merge la cimitire. Noi reiterăm, de fapt, îndemnul către cetățenii Republicii Moldova să manifeste responsabilitate și cu prilejul Paștelui Blajinilor să se abțină de a merge în cimitire, să-i pomenim pe cei dragi, să-i pomenim pe cei plecați în neființă de acasă. Și pe lângă faptul că viața și sănătatea are prioritate, să ne gândim că, de fapt, de acțiunile noastre depinde foarte mult cum va funcționa în continuare sistemul medical. Precizăm că măsurile vin să prevină răspândirea infecției cu COVID-19 în țara noastră. Cei care ignoră prevederile menite să protejeze oamenii vor fi sancționați conform legislației în vigoare.